Domnului să ne rugăm. Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, eu sunt tare, eu sunt mic, tu fă-mă tare, of, că nici nu văd bine. Imprimanta e foarte veche, de vreo 10 ani, merge când vrea, s-a uscat și tonerul. Eu sunt slab, tu fă-mă mare, eu sunt mic, tu fă-mă tare. Și tot rău mă păzește și mă apără, și apără și mă păzește. Deci două lucruri aș vrea eu să vă rog. În primul și în primul rând, să nu... să închideți ușa, că se face curent. În al doilea rând, să nu vă mai suflați nasul în timpul Sfintei Liturghii. Și în al treilea rând, să nu mai luați lumânări de la supermarket. Că avem lumânări și aici în Sfânta Biserică. Și sunt niște lumânări foarte bune. Deci ce mai vreau să vă spun? Știți, nu trebuie să mâncăm de dimineață. Micul dejun chiar e inutil. Au băgat ăștia în noi că trebuie să mâncăm de dimineață. Da, de unde? Nu trebuie nimic. Erau niște studii finanțate de producători de cereală că e nevoie de mic dejun. Hai, nene, mă lași. Italienii cum fac? O cafea, un biscuit, țac, pac, ai luat la bord. Deci chiar eu nu bag în mine ca un spart așa de dimineață. Nu. Eu mănânc puțin. Oricum, chiar și în timpul zilei nu trebuie să băgăm foarte... Și am început iară să alerg, bag vreo 2-3 kilometri. Bine, nu e chiar mult, că nu mai am așa condiție fizică, dar cu răbdare și cu stăruință sper să ajung la vreo 5 sau 6. Dar nu neapărat alergatul contează, cât mersul. Că sunt studii care spun că după o vârstă, că alergi, că mergi, aceeași chestie. Dar sper totuși să mă țin de chestia asta, că nici de băut nu mai beau. Adică chiar asta mi se pare un lucru foarte bun. N-am mai băut de o săptămână, mă simt super ok, merg în club, mă uit la oameni cum se îmbată. Cineva poate să zică, ești mai ieftin când nu dai bani pe băutură. Dar nu-i chiar așa. Chiar dacă o ții toată seara numai pe apă, tot dai o grămadă de bani, că sunteți scroci ăștia și nici nu te distrezi la fel. Dar hai să fim serioși, că m-am distrat la viața mea de m-am săturat de atâta distracție. Nici femei nu mai trebuie, chiar nu mai am nevoie de nimic, eu sunt în regulă, vă salut, Doamne ajută!